bine v-am regăsit la un nou episod din Intertalk. Eu sunt Andreea și sunt azi alături de Eugenia și vom discuta cu viitorul președinte al clubului Interacție Tățuie Cluj-Napoca. Poți să te prezinți? Salut, îmi fac bine că m-ați primit așa din scurt. Eu sunt președintele ales al Interacție Tățuie Cluj-Napoca. Și cum ești azi? Ai emoții? Nu, mă simt foarte bine să fiu cu voi aici. Ești pregătit să ne răspunzi la câteva întrebări? Clar. Ok, deci cum a luat naștere clubul vostru? A fost inițiativa unor membri Rotary Cetățuia. Ei au venit cu această inițiativă prin iunie 2019 și prin decembrie ne-am adunat, am fost primii 5 membri fondatori care ne-am adunat la prima întâlnire oficială, să zic. Și cum a fost tot procesul ăsta? Adică de la 5 oameni am înțeles că ați ajuns mult mai mult și cum a fost toată chestia asta? Cum a fost să vă organizați? A fost foarte, foarte bine. Ne-am descurcat și cu ajutorul președintelui nostru. Aș putea zice că momentul acesta când ia naștere un club este cel mai pur din viața clubului. Dacă nu există poziții, nu există... Deci nu suntem împărțiți neapărat pe poziții. Toată lumea, eu am fost, de exemplu, trezorer fondator, am fost și în comitetul de PR și marketing, am fost și în comitetul de membership, la fel ca toți membrii din club de pe acea vreme. Toată lumea a fost concentrată pe dezvoltarea clubului și crearea unei baze foarte puternice. Adică, practic, toată lumea făcea totul. Nu conta cine ce funcție are. Da. Și aia mi s-a părut foarte frumos. Și ați întâmpinat vreo dificultate sau mai multe dificultăți în procesul de formare al clubului? Nu, nimica ca o dificultate. A fost un proces normal de fondarea clubului, numai acest fapt ne-a încurcat. Nu ne-a încurcat, dar era mai plăcut dacă ne-am fi putut întâlni într-un format fizic. Și dacă ar fi să zici de o chestie care ți s-a părut cea mai grea în toată organizarea asta, care ar fi? Să ai încredere în restul membrilor noi să facă ce crezi tu că poți face mai bine. Pentru că până la urmă și dacă nu fac neapărat cum ai tu în minte, este vorba de a învăța și practic asta ce definește integral. Da. Și cum ați găsit un club Rotary care să vă sponsorizeze? Ei sunt cei care au venit cu ideea de a forma clubul Interact Cetățuie și atunci automat ei sunt și cei care ne ajută. Și cum e relația asta dintre voi? Adică vă sprijină, vă ajută, nu știu, cu bani sau să faceți proiecte? Sau aveți des întâlniri cu ei? E o relație, cred, deosebit de bună. Ei au fost un factor foarte important în dezvoltarea noastră ca și club. Chiar au fost foarte aproape de noi la fiecare pas la care am avut nevoie și mentorul nostru, să zic, care a fost de la început, care s-a ocupat și cu orice, absolut orice lucru de care am avut nevoie, ne-a ajutat. Mm-hmm. Și dacă tot suntem la subiectul ăsta, cum a fost certarea? Adică, cum ați ținut-o pe Zoom sau v-ați întâlnit? Asta e un subiect așa mai la noi, pentru că, deci noi, ca să ne certăm, a trebuit să avem 15 membri. Și noi, prima dată când ne-am organizat că vom face evenimentul de certare, a fost în iunie 2020. Dar cum am luat noi pandemia prin surprindere, n-am mai apucat să facem acest lucru și a fost amânat pe anul acesta. Și membrii, cum i-ați recrutat? Ați avut și interviuri fizice sau a fost totul în online? În care? În perioada de membri fondatori sau...? Nu, membrii pe care i-ați recrutat după aceea, nu știu, pe parcurs, noi... Până la numărul de 15 se numesc, au fost cei membri fondatori și aceia i-am luat, care au venit cu o recomandare din partea celor de la Rotary și, bineînțeles, cu un interviu și restul membrilor, după ce s-a terminat perioada de fondare, să zic, au venit, am organizat niște interviuri. Aș putea zice că care a fost un exemplu de punere în practică exemplară a comitetului de membership. Și câți oameni au venit? Adică câți oameni s-au înscris și câți ați luat? S-au înscris aproximativ 40 de oameni și după interviuri am ales 10. 40 e un număr chiar foarte bun pentru un club nou. Da, și noi ne-am bucurat. Multe solicitări. Ne-a bucurat și ne-a făcut plăcere să vedem cât de multă lume este dornică să intre. Și după ce am intrat, după ce ai recrutat pe ăștia nouă, ați avut și un fel de, adică în perioada de probă, cam ce au trebuit să facă ca să rămână în Interact? Ne interesează foarte mult să fie un membru activ care să vină cu idei noi.
Este foarte important pentru noi să fim implicat în întâlniri, nu să fie numai pe mut, acum în cazul acesta în format online, să fie pe mut și fără microfon și să nu fie implicat deloc. Mai ales acum încă clădim baza, încă am putea zice că clădim baza clubului, e implicare foarte importantă. Și au trebuit să organizeze vreun eveniment? Sau? Nu, au fost membrii noi care au venit cu diferite tipuri de proiecte și abia acum ajuns să se pună în practică. Deoarece în martie, abia în martie, la jumătatea martie, am intrat în club în perioada de aspirații. Și cum faceți față având în vedere că ați intrat în Interact direct online? Nu prea v-ați văzut fizic și da, ați interacționat așa face-to-face? Ultima dată la întâlnire, când am avut o întâlnire oficială fizic, eram 9 membri. Și, adică în martie anul trecut. A fost, a zice că motivația nu e aceeași. Nu e aceeași motivația. Și nu e la fel nici, cum să zic, Când te vezi cu cineva din jurul tău, e aceeași interacțiunea. Adică ați pierdut cumva chestia asta de lega prietenii și să socializați sau, nu știu, ați reușit să faceți niște prietenii? N-aș zice că am pierdut-o complet, că știu că erau mai ales atunci în perioada aceea de 2 luni, când am fost carantinat complet. Am stat, steam și până la 3 noaptea pe Zoom, 10 oameni și chiar povesteam și la vremea eram 13 oameni în club și 10 eram la 3 noaptea pe Zoom. Bun, și vorbeați numai despre interactul vostru sau pur și simplu vorbeați și despre viețile voastre? Și despre viețile noastre, și despre interact, bineînțeles, dar povesteam, logic, ce se întâmplă în viața fiecare, ce probleme avea sau ce ne bucură. Foarte, foarte tare. Și care a fost primul vostru eveniment pe care l-ați făcut? Adică primul eveniment care l-a făcut, cred că a fost ziua Interactului sau Interact Week, să zic, și schimbul acesta intercultural, când am avut 2 întâlniri online cu un club din Tunisia, cu un Interact Club din Tunisia și cu un Interact din Chile. Și primul vostru eveniment, adică cum ar veni un concurs de ceva sau un webinar, care a fost? Primul nostru webinar a fost chiar săptămânile trecute, când am avut 3 invitați și acesta a fost făcut împreună cu cei din Interact Club. Și vă propuneți să aveți și evenimente fizice, că na, se tot relaxează restricțiile și... Acum, majoritatea proiectelor au fost, să le zic, fizice, pentru că au fost proiecte în care ne-am implicat în adona diferite lucruri pentru școli și copii mai defavorizați și acesta a fost într-un format fizic. Dacă ar fi să ne zici cum decurge o ședință de-a voastră, cam cum ar fi? Președintele nostru se ocupă foarte, foarte bine de întâlniri și în acest moment nu, chiar nu ne lungim inutil la o oră, jumate, 2 ore și în 40 de minute chiar reușește să acopere tot și suntem foarte la zi, foarte bine organizați. Și la ședințe discutați doar despre interact sau tot așa mai faceți, nu știu, joculețe sau încercați să vă cunoașteți? Prima parte a fiecarei întâlniri parte e bazat de ce avem la zi, despre proiecte, despre ce acte mai avem nevoie și după, da, începem. Mai povestim, mai rămânem la un joc. Și sunteți în un club school-based? Sau? Nu suntem un club care e legat de o școală. Cum a venit la inițiativa celor din Rotary, Cetățuia, suntem numai împreună cu ei și cu clubul partener Rotary Cetățuia. Și practic poate să vină absolut oricine. Nu da, contează. Cine dorește, când e perioada de recrutări, liniștit. Ar fi un proiect pe care, nu știu, l-ați făcut anul ăsta și ați vrea să-l mențineți cumva anual? Să faceți mai multe ediții, da. Așa. Acest proiect, cum a fost cu webinarele, mi-a plăcea foarte mult să-l ținem într-un format fizic, în formă unei conferințe, ca un fel de TEDx. Mm-hmm. Și acesta ar fi un proiect de viitor care poate să fie menținut și anual. Și la voi cum s-au desfășurat alegerile? Și dacă au avut loc? Ați procedat, da. Și dacă au avut loc, cum s-au desfășurat? Au avut loc alegerile noastre chiar luna trecută, în aprilie. Și s-au desfășurat chiar foarte, foarte bine, adică pentru prima dată. Am reușit să fim și într-un format fizic și chiar a fost ok. Și ați fost toți prezenți sau au fost oameni care au fost cumva online și ați adus un laptop cu voi? 90% din club au fost prezenți și un coleg de-al nostru a stat online. E foarte bine, ați fost foarte mulți. Da.
Și ce părere ai tu de bordul care o să fie la anul? Adică... Sunt foarte, foarte încrezător asupra bordului. Sunt niște copii care sunt foarte implicați și nu sunt numai implicați de acum, au fost implicați din momentul în care au intrat în grup. O colegă care este și secretară actuală a intrat și ea de vreo două luni și ea este foarte implicată și care s-a dovedit a fi bună. Când făceam așa o paralelă, cum ai zis la început, că ți era foarte greu să ai încredere în oameni, că poate să facă ce faci și tu, și de asta mă gândeam dacă acum ai căpătat încrederea asta pentru bordul viitor. Da, văzând implicarea și în comitetul de marketing și PR și pe partea de secretar, să zic, da, și pe membership, chiar foarte mare încredere în mine. Și având în vedere că tu ești viitorul președinte, cum crezi că va fi anul viitor și, nu știu, ai planuri, ce vrei să faci în mandatul tău? Chiar m-am scris că am fost plecat la început de aprilie și am fost într-un zbor de 7 ore și am stat și mi-am făcut un plan, am scris vreo 5-6 pagini despre ce aș vrea să fac anul viitor. Și mă zice că mi-ar plăcea foarte mult să ne axăm pe 3 chestii, pe dezvoltarea membrilor, pe relațiile externe ale clubului și pe educație. Să ajutăm cât mai mult iarăși partea asta de educație cu putem și noi. Că veni vorba de relații externe, aveți, sau am auzit că ați avut și cu Tunisia sau așa, dar pe lângă asta ați mai avut proiecte cu, nu știu, alte interacte sau din alte țări? Am mai avut o colaborare, un fel de webinar cu un club din Iași, cu cel din Sibiu și în rest chiar am mai avut legătura, am mai povestit cu alte cluburi interne din țară.